Continuare de la resuscitarea cardiopulmonară la adult. Tehnica masajului cardiac extern. Apăsați pe cutia toracică de 15 ori, determinând o coborâre a sternului de 4-5 cm. Fiecare compresiune trebuie făcută energic și rapid. Două compresiuni pe secundă sau aproximativ 100 de compresiuni pe minut. Lăsați sternul să se ridice după fiecare compresie, fără a lua însă mâinile de pe stern. După 15 compresiuni, aplecați capul victimei pe spate pentru a deschide căile respiratorii. Strângeți nările între arătător și degetul mare și efectuați două insuflări complete, în așa fel încât toracele acesteia să se ridice. Efectuați 4 cicluri complete de 15 compresiuni și 2 insuflări. Verificați din nou dacă a apărut pulsul. Întreruperea manevrelor de resuscitare nu trebuie să depășească 7 secunde. Dacă există puls, dar nu există respirație, efectuați manevra de respirație artificială cu o frecvență de 12 respirații pe minut. Dacă nu este puls, repetați cele 15 compresiuni urmate de două respirații. Continuați manevrele de resuscitare cardiopulmonară până când victima începe să respire, iar inima își reia activitatea sau până la sosirea ajutorului medical. Ce puteți face dacă apare voma în timpul efectuării manevrelor de resuscitare cardiopulmonară? Întoarceți victima pe o parte și curățați-i gura cu degetele. Întoarceți victima din nou pe spate și înclinați-i capul pe spate pentru a deschide căile respiratorii. Reluați respirația artificială și masajul cardiac extern dacă este nevoie.